Astăzi am aflat că prietena mea, Ana, are un alt server de Minecraft pe care se joacă în secret. Stați până la capăt să vedeți cum am aflat și dacă știe Ana sau nu faptul că eu știu de serverul ăla. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe ca să ne strângem și noi 200.000 de burgeri pe canal și să dați un follow pe Instagram dacă vreți să apăreți chiar acum în intro aici și să vorbim mai multe și în privat. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Băi fraților, am și eu o problemă în viață. Efectiv, de când s-a întâmplat toată nebunia aia cu iubitul Anei, care era un robot și care a încercat să distrugă absolut tot serverul și toate nebuniile astea, nu am mai văzut-o pe Ana să se joace pe server, dar gen, deloc, deloc. Adică uitați-vă și voi, a rămas totul neatins. Uită-te și tu, deci efectiv Ana niciodată nu-și lasă ușile deschise și au rămas ușile deschise aici. Și efectiv, nu știu, n-am mai văzut-o deloc zilele astea. Am intrat pe server, dar nimic, nici urmă de Ana, absolut nimic. Și ceva dubios, ceva foarte dubios, nu l-am văzut nici pe Rex pe aici, adică efectiv nu l-am mai văzut nici măcar pe Rex, deci eu zic că se întâmplă ceva destul de ciudat, așa că vreau să mă duc să investighez ca să aflu ce se întâmplă cu Ana, că trebuie să știe cineva din tot orașul ăsta dacă a văzut-o pe undeva sau dacă a auzit ceva, că e prea dubios, efectiv nu am mai văzut-o deloc. Bă, dacă se întâmplă ceva dubios, sigur casierul de la magazin știe de fiecare dată. Ok, iar s-a schimbat casierul, ok. Bună ziua, am venit și eu cu o întrebare, nu o să cumpăr nimic astăzi, oricum sunt foarte sărac și nu pot să cumpăr nimic, dar voiam să vă întreb, ați văzut-o pe Ana Banana, gen, e așa, tot așa cu părul lung ca dumneavoastră, cam de aceeași culoare, dar mă rog, nu poartă pijama, ea poartă un hanorac de când o cunosc și nu prea mai văzut-o prin oraș pe aici și mă gândeam că dacă poate ați văzut-o undeva, veni la magazin aici, a cumpărat ceva sau știți ceva, orice despre Ana. Bună ziua, de Ana nu știu nimic, dar în schimb l-am văzut pe fratele ei, Marius, tocmai ce și-a luat chipsuri acum câteva minute. Ok, da, am înțeles situația, bine, mulțumesc atunci, numai bine, o zi bună, nu mai stau pe aici că și așa am gaură în portofel, n-am ce cumpăra pe aici, dar numai bine, ne auzim. Deci a fost Mariusica la magazin, ok, dar pe Ana n-am mai văzut-o. Bă, deci unde e Ana atunci? Trebuie să mă duc să vorbesc cu Mariusica, presupun, dacă n-am găsit-o pe Ana, măcar poate știe el că e fratele ei până la urmă, dacă nici Mariusica nu știe, înseamnă că nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat cu Ana, ia mă să vedem dacă e acasă. Mariusica, ești acasă? Hai că e acasă, bă, unde mă, Mariusica? Mariusica, ia uite mă ce are în chest, doamne. Mariusica, ia uite, Geta. Oaia, Geta, știi unde e Mariusica? Du-mă la Mariusica, unde e Mariusica? Unde, încolo? Nu cred că e încolo. Ok, cred că nu m-a ajutat atât de mult oaia, Geta. Am înțeles, dar unde e Mariusica? Adică nu e nicăieri. Ia uite un papagal. Doamne, ce mă la Mariusica aici, că nu înțeleg nimic. Bă, unde poate să fie Mariusica atunci, what? Deci eu chiar nu înțeleg unde se poate afla. Ia uite-l, mă, bă, băiatule, ce faci, mă, Mariusica? Ia uite-l, doamne, bă, am fost aici cu 2 minute, cum nu te-am văzut aici? Ce faci, Mariusica, cum ești? Ce faci? Eu sunt bine, uite, pe aici, mă jucam și eu pe server, pe aici. Tu ce faci, bine, stăteam și eu aici la Ana? Ok, da, ok, am înțeles. Uite, mi-am luat chips, doamne, bă, ce nebun ești, Mariusica. Ok, bine, deci toate bune, zici tu. Bă, Mariusica, am și eu o problemă, dacă pot să mă ajut să mă lămurești pe mine cu o chestie. Ce e? În primul rând, nu cred că ar trebui să bei Coca-Cola la vârsta ta. Cred că nu-ți face bine și deja ești destul de energic. Chiar cred că n-ar trebui să bei Coca-Cola, sincer, lasă-mă. Gata, ok, nu sunt părintele tău, doar îți zic un sfat prietenesc, Mariusica. A, mulțumesc, da, chiar aveam nevoie să-mi o pui în mâncarea de câine al lui Rex. Ok, întrebarea mea este, Mariusica, unde este Ana? Ai mai văzut-o pe Ana pe aici? Pentru că efectiv o tot caut pe Ana și nu am mai, n-am mai dat de ea deloc. Păi tu nu știi? Ar trebui să știu ceva? Nu știu nimic. Eu știu că trebuie să mă joc cu Ana gen aici și Ana nu e aici. Și a făcut server? Cum adică și a făcut server? Dar ce are serverul ăsta? Nu înțeleg. Aici stăteam de atâta timp. Și a deschis alt server că era frică să mai stea pe server. Doamne, era frică de mine sau de ce și a deschis server fără să-mi spună mie? Adică n-are niciun sens. Cum adică și a deschis server dar fără să-mi spună mie? Nu înțeleg cum adică. Păi ce? Că nu înțeleg de ce nu mi-ar fi zis dacă nu era safe. Doamne, nu era safe. Uite, bă, Mariusica, safe se scrie în engleză safe, gen. Așa înseamnă safe. Safe, ce-ai scris tu, e un safe. Adică de la unde pui banii, nu e safe. Mă rog, nu contează. Și bă, bune, adică chiar a făcut chestia asta, nu știu. Vine greu să te cred, Mariusica. Poate și-a făcut ea o hartă privată, gen. Poate se joacă doar ea, nu cred că și-a făcut server. Și-a făcut hartă de single player, nu? Sau, așa mă gândesc, nu cred că și-a făcut server pe bune, unde se
se joace cu mai multă lume, de exemplu. Păi eu m-am jucat cu ea că e server. Bă, bă, bune, și a făcut asta, dar nu pot să cred așa ceva. Omul meu și a făcut oama mea acum. Ana efectiv și a făcut server fără să-mi zică să se joace cu tine. A plecat de frică. Păi de ce să fie frică, că aici era cel mai safe efectiv, că prea se întâmplau multe. Doamne ferește, bă, nu pot să cred așa ceva, Mariusica. Ce-mi spui tu aici? Bă, și păi și ce ți-a zis ceva de mine, că vrea să vin și eu sau să mă cheme sau așa? Mi se pare ceva că nu m-a chemat până acum. Vreau sirenă, nu poți fi sirenă, Mariusica, e complicat. Da, poți veni și tu, cred. Crezi că ar vrea? Adică eu cred că dacă ar fi vrut să vin și eu, mi-ar fi zis să vin, nu? Adică cred că vrei să mergem? Bă, eu vreau să merg, sincer, dar acum mă enervează că nu mi-a zis din prima. Și sincer, habar n-am, nu știu dacă mai vreau sau nu să vin, sincer să fiu. Eu te mă, Doamne, și-a găsit prieten, Mariusica. Bă, lasă-mă papagalul. Bă, lasă-mă în pace. Da, bă, Mariusica, nu știu, cu asta cu serverul, hai Luca, poți veni și tu. Băi, asta v-am să zic, deci cu asta cu serverul nu știu ce să zic. Adică efectiv, ia uite ce a făcut, a pus papagalul acolo pe teleportator. Doamne. Deci nu cred că vreau să vin. Adică, pe bune, mie aiurea pentru că nu m-a chemat Ana și mie puțin ciudat așa să dau eu busna peste serverul ei așa. Dacă nu vrea să joace cu mine, nu vrea și aia e, știi ceva, nu-mi trebuie serverul ei. Poate-ți place? Păi și ce, dacă îmi place ce? Hai să încerci. Bă, Mariusica, nu vreau să vin așa dintr-o dată fără să fiu chemat. Adică dacă și dacă aș veni, nici nu i-aș spune Anei că vin. Adică efectiv aș veni doar așa. Dar nu știu, nu prea vreau să vin. Habar n-am, că e așa aiurea. Vino aici repede. Unde aici? Ce vrei să faci? Să vezi ceva? A, da, ok, să văd ceva. Și tu chiar crezi că dacă da, mulțumesc și chiar am înțeles. Bă, Mariusica, dacă mai faci chestia asta vreodată, chiar mă supăr pe tine. Adică efectiv m-ai aruncat în ăla și ai dat drumul și gata. Acum mă iei așa cu forța. De ce? Păi cum adică de ce? Că nu e ok să faci așa. Uite că ai ajuns. Mă, ce e asta? Asta e serverul Anei, nu e absolut nimic pe aici. Cum adică ce? Care e casa? Unde? Aia e casa? Bă, Mariusica, aia nu pare casa Anei, sincer. Eu mă duc acasă la mine. Păi și unde e casa Anei de care zici tu că mamă e șmecheră rău de tot și că nu știu ce? Și Ana știe că suntem aici măcar? E pe aici? Ok. Păi nu, de ce nu știe? Adică nu-i apare pe chat că am intrat pe server sau ceva? Sau nu poate să vadă undeva? Am venit cu teleportatorul. Ah, și Ana nu știe că suntem aici, gen? Oh my god. Păi și unde are Ana casa? Ok, cred că am găsit casa Anei. Nu te descurci tu? Păi și tu ceva și pleci? Eu mă duc la căsuța mea? Doamne ferește, da, pot să mă lași aici complet singur. Da, oricum, Mariusica, ești un băiat special. Cred că mă descurc și fără tine. O să încerc, o să fie greu, dar cred că mă descurc și fără tine. Eu mă joc puțin și după ies la fotbal. Ah, da, la fotbal, ok, da, baftă, Mariusica. Ok, Mariusica, e o durere, sincer, cu Mariusica. Nu prea ai cum să te înțelegi, dar ce chestie asta? What? Asta e casa Anei, noua casă. Uitați-vă, mamă, ăsta e stilul, zici că e în primul sezon, așa arată casa. Deci uitați-vă cum arată casa asta, tot așa modernă, cu roz, deci chiar se vede că e făcută de Ana, ești nebun. Lol, păi și ea chiar, bă, nici acum nu vine să cred. Voi puteți să credeți că Ana are o casă pe un alt server, gen, are un server, de fapt, complet diferit și se joacă aici, adică, what, ce se întâmplă? Băi, deci nu pot să cred, uitați-o pe Ana cum vine acasă, bă, nu cred, uite-te și tu, am prins-o fix când venea, nici nu știu de unde venea, dar acum a venit acasă. Casa efectiv. Doamne, ok. Bă, nu, oh my god, să nu mă vadă pe aici. Nu știu dacă să-i spun, să mă duc la ea să-i spun, bă, Ana, ți-am găsit serverul, ce e chestia asta? Sau să nu-i spun momentan că știu de serverul ăsta, nu știu. Eu parcă nu i-aș spune, sincer să fiu. Eu uite ce face Ana, ce face, mă, își decorează casa pe aici. Nu, deci iar și-a făcut cu creativ, că itemele astea n-ai cum să le iei așa, mă, normal. Deci clar și-a băgat, face cum joacă Ana, deci Ana așa se joacă survival. Își bagă creativ să-și mai dea iteme, ce te uiți, mă, porcule, la mine, lasă-mă, că am o problemă, nu vezi că prietena mea se joacă fără mine? Ce vrei cu mine? Lasă-mă, pa. Eu uite, bă, nebunit, ești nebun. Deci așa face Ana, își dă creativ, își mai dă niște iteme și după aia se joacă de parcă se joacă pe survival. E ciudat rău de tot cum se joacă Ana. Dar nu mai contează acum. Păi, deci a venit Mariusica, frate, la Ana, nu pot să cred. Bă, Mariusica, tu oricum pleci la fotbal. Ia uite, au început să vorbească. Fiți atenți că a venit Mariusica. Așa că mă duc să mă mai joc și cu Luca. Oh my god, deci uite-te și tu ca să nu pară dubioasă, gen, pe celălalt server. Oh my god, nu
Nu pot să cred. Da, bă, ia, uite, și acum venea ca să... Uite, în caz că se întâmplă ceva, îmi spui, pa. Oh my god. Mamă, și acum s-au spus celălalt server. Ok, cred că avem o problemă. Cred că trebuie să mă deconectez și eu de pe ăsta. Să intru repede pe celălalt server, pentru că după, dacă intră Ana și nu sunt acolo, o să fie destul de dubios. Că ea știe că mai intru și mă joc, așa că trebuie să mă grăbesc de urgență să mă conectez pe celălalt server. Da, Ana, da, sunt aici. Unde e clopotul? Nu, nu mai avem clopot. Aia e. Lasă, bă, geamul, că geamul e deschis aici. Ce e, Ana? Ce s-a întâmplat? Ce faci? Ce faci? Păi eu te-am întrebat ce faci. Cum ești? Alo, bă. Păi eu sunt bine. Ce să fac? Am intrat și eu aici pe server să văd dacă ești pe aici, că nu prea te-am mai văzut zilele astea pe server și mi se părea puțin dubios că nu prea te-am mai văzut. Nu, eu te-am întrebat. A, păi asta zic. Eu sunt bine, sănătos, dar sunt curios de tine că nu prea te-am mai văzut, că te-ai mai jucat. Mi era puțin frică să mai intru. E, na, de ce să-ți fie frică? Că nu a trecut totul, nu mai s-a mai întâmplat nimic. N-are de ce să-ți fie frică. Adică e totul safe acum, e hackerul pe server, ne apără el de orice chestie. Păi la câte s-au întâmplat? E, păi s-au mai întâmplat și înainte. Lasă, bă, Ana, nu mai. Nu înțeleg cum ție încă ți-e frică, nu te obișnui cu chestiile astea. La câte s-au întâmplat, vorba ta, adică nu mai contează acum, pe bune. Oricum am avut și de învățat. A, deci de-aia nu te mai juca, că ai avut de învățat, că am foarte multe teste de sfârșit de an. A, ok, și nu prea ai mai avut timp să te joci, gen. Și trebuie să le iau. A, ok, ok, am înțeles, da. Bă, unde e Rex, voiam să te întreb, că nu prea l-am mai văzut pe Rex pe aici, sincer. M-am uitat după el că am văzut că tu nu ai mai intrat, dar nu l-am mai văzut pe Rex și am zis că, bă, care o fi faza cu el, Rex? Păi da, Rex, cățelul tău, la plimbărică? Unde la plimbărică, că tu ești aici, cine-l plimbă? Mariusica, cine-l plimbă? Doamne, nu l-am văzut nicăieri. Singur? Cum adică se plimbă singur? What? Dar ce câine e, bă, ăla de se plimbă singur? Nu am mai văzut așa câine, Ana. E destul de dubios, sincer. Te compori destul de ciudat. Nu știu ce să zic, Ana. Adică se plimbă singur Rex. Așa l-am învățat. A, da, se plimbă și el singur. Am înțeles, Ana. Bine, bine, cum zici tu. Știi ce mă gândeam? Ce te mai gândeai, Ana? Hai, spune-mi ce te mai gândeai. Ce îți mai trece ție prin cap? Nu ai vrea să facem un server nou? De ce un căsuțe noi, frumoase? De ce am face un server nou? Adică, gen, ce are serverul ăsta? Nu înțeleg care e problema cu serverul ăsta. Adică, dacă ar fi o problemă cu ăsta, aș vrea să facem un server nou, dar e destul de ciudat. Păi să fie mai păzit, mai frumos. Nu știu, mie mi se pare că am muncit foarte mult la ăsta. Adică, uite și tu shop-ul ăsta cum arată, mamă, șmecher rău de tot. Deci chiar e tare. Avem și o casieriță nouă, casieră, casieriță, nu știu cum se zice, una nouă și chiar e super nice cum am făcut și shop-ul aici și casele și teleportatorul. Adică, ce sens ar avea să facem alt server. Îl avem și pe Gigil și pe Mariusica aici, adică chiar încet, încet chiar se forma serverul ăsta. Eu zic că nu e cazul să facem un server nou. Păi da, dar ce are, bă, serverul ăsta? Zi, hai, zi sincer dacă vrei să zici ceva. Nu mai da așa pe ocolite. Păi nu ai văzut? Păi ce să văd? Ce am pățit recent? Păi din cauza ta, tu ți-ai luat, te-a pus cineva să ții robot de pe net să vină să distrugă serverul, ai și război aici. Păi dacă ți-ai comandat prostii și ai vorbit cu hackerul de nebunii și de astea, uite, ce au, uite un papa. Da, uite, ce face papac? Un Paco, nu e chiar Paco, că Paco nu era de culoarea asta, dar sigur, ok. Ce caut aici? Nu știu, a venit și el în teleportator acolo la plimbare. Mă întreb pe mine, știu eu ce s-a întâmplat? Habar n-am, Ana, nu știu, dar ideea asta cu serverul mie nu mi se pare o idee bună. Adică, pă bune, n-are rost, că am muncit foarte mult la serverul ăsta. Zici tu că ar fi păcat. Eu zic că chiar ar fi păcat de tot ce avem aici. Da, ai dreptate. Păi asta zic, nu am dreptate, adică, pă bune, chiar e frumos ce am făcut aici. Eu o să ies, Luca, unde mai ești, mă? Abia intrat și tu 5 minute ai stat. Că trebuie să văd, Doamne, a intrat doar așa 5 minute, cam test la mate. Mamă, test la mate, iac. Nu-mi place matematica, sincer. Am să mai vorbesc și eu cu tine. Am înțeles, am înțeles. Bine, mă, Ana, bine. Hai că mă duc să învăț, papa. Bine, da, am apucat să mai vorbesc cu ea dacă ea a plecat instant. Am înțeles, ok, ok. Da, nu știu ce să zic, fraților. Deci ați văzut cam care este situația. Din nou, o să am nevoie de voi, fraților, foarte, foarte urgent de voi, pentru că voi aveți cele mai bune idei. Vreau să-mi dați în comentarii idei ce să facem, să zic Anei că știu de serverul ăla nou, să aștept să văd dacă mă invită ea sau nu. Adică ați văzut că a încercat ea să-mi spună ceva acolo, că bă, uite cum ar fi să facem așa alt server, să, nu știu, să începem de la zero și toate nebuniile astea. Dar, nu știu, mi se pare ciudat că nu mi-a zis nimic și deja s-a apucat, adică are o casă acolo, se joacă cu Mariusica, adică nu știu ce să spun. De ce nu m-a chemat pe mine din prima? Habar nu am, dar pare că vrea să mă cheme. Deci nu știu ce să zic, să mă intru eu să mă joc pe server fără să știe ea sau să aștept să mă cheme sau să, nu știu, habar n-am. Sunt foarte multe chestii pe care putem să le facem. Vreau să-mi lăsați în comentarii ce
idei aveți în legătură cu chestia asta și cred că ne vedem în episodul următor, habar n-am. Adică sunt curios cum o să evolueze toate chestiile astea. Așa că v-a pupat burgerul vostru preferat și cred că ne vedem și noi pe data viitoare să vedem ce facem cu toată situația asta și cu Ana. Pa, pa!